Salut, ce mai faceți? Numele meu este Upstar, iar în video de astăzi vom vorbi despre un easter egg din Red Dead Redemption 2, care este unul destul de înfricoșător și controversat. Vă mulțumesc pentru susținerea canalului și pentru activitatea de la ultimul videoclip cu GTA Vice City, chiar a prins foarte bine la public. Sunt curios dacă putem face la videoul acesta 15 like-uri pentru seria cu Red Dead Redemption 2. Chiar dacă nu este chiar atât de popular jocul în România și mai ales conținutul despre acesta, eu continui seria deoarece este un joc care chiar merită jucat și descoperit. Așa că hai să descoperim împreună easter egg-ul din videoul de astăzi. Dacă ai explorat măcar o dată zona muntoasă din nordul jocului, ați putea remarca și voi tot fel de evenimente specifice jocului. De exemplu, prima dată când am fost în nord a fost după încheierea jocului și am vrut să-l prind pe White Arabian, acesta fiind cel mai puternic cal din joc. Iar la întoarcere a încercat un om să mă jefuiască, ceea ce era de neașteptat ca cineva să fie acolo în afară de mine. Cu siguranță, dacă ai terminat jocul și te-ai plictisit, ai luat calul și te-ai plimba pe hartă pentru a descoperi tot fel de easter egg-uri interesante. Ei bine, unul dintre cel mai tari easter egg-uri din partea nordică a jocului se află chiar în Ambarino. Mai exact, acolo este un mormânt care a fost vandalizat. La prima vedere, nu ne putem da seama ce s-a întâmplat acolo sau cine este persoana așezată în sicriu, deoarece numele de pe piatra funerară era șters și peste scria fără gheață în iad, ceea ce este un mesaj foarte înfricoșător dacă stai să te gândești. Ba mai mult, persoana decedată a fost dezgropată și lăsată cu capacul de la mormânt deschis. Lângă CPY o cabană, iar înăuntru acestea vei găsi un card cu un patinator, pe masă mai sunt și niște patine, ceea ce te duce direct cu gândul că acea persoană din mormânt a fost un patinator celebru. Pe lângă aceste două obiecte o să găsești și un ziar unde scrie că cariera celebrului patinator a fost terminată după un accident tragic. Dacă vă reîntoarceți la mormânt, o să observați că piciorul acestuia a fost tăiat în urma accidentului tragic. Dacă ați fost atenți, puteți observa numele patinatorului, care este Felix Hawley. Și acum tot easter egg-ul se leagă. Felix era un om care a luptat în armata Americii, devenind ulterior campion în sporturile de iarnă. Acesta continua să se dea pe patine până într-o dimineață anului 1874. El a suferit un accident teribil care i-a luat piciorul și i-a încheiat cariera, mutându-se într-o cabană din Barrow Legan. Iar din păcate, pe 18 august 1888, Felix Hawley a murit și a fost îngropat pe lângă cabana sa. Dar după un timp, după cum am spus și la început, mormântul acestuia a fost vandalizat. Nu se știe exact cine sau de ce a făcut acest lucru macabru. Am căutat informații despre cine a vandalizat mormântul patinatorului, dar nu am găsit nimic. Dar o teorie spune că cei care nu l-au apreciat pe Felix i-au vandalizat mormântul, dar nu cred că aceasta poate fi o teorie destul de reală. Dacă știți și voi mai multe despre acest easter egg, vă rog să lăsați mai jos în comentarii ideile pe care le aveți. Cam atât cu acest easter egg, mie mi s-a părut că este un easter egg trist, dar și înfricoșător în același timp. Nu uitați că avem un server de Discord unde vorbim împreună și am creat un channel special unde puteți să-mi spuneți sugestii pentru videoclipuri. Am să iau toate sugestiile de la voi în considerare și chiar următorul videoclip o să fie unul pe care foarte mulți dintre susținători mi l-ați cerut să-l fac. Haideți să vedem dacă putem să aducem acest videoclip la 15 like-uri. Aș fi foarte fericit dacă am strânge această sumă, mai ales pentru contentul cu Red Dead Redemption 2. Sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a vedea de fiecare dată când postez ceva nou. Eu am fost Webster, vă salut!